Un meci din, te rog, cum aștepți acest meci? Da, este un meci important pentru toată suflarea rapidistă, mai ales pentru noi, pentru că trăim acest meci în intensitate maximă. Deja ne pregătim pentru acest meci, suntem cu sufletul la gură și sper ca să ne ridicăm la nivelul spectatorilor, pentru că am înțeles că vor fi foarte mulți suporteri rapidiști și sper să-i facem fericiți la finalul meciului. Ai vreo amintire specială dintr-un duel cu Steaua? Știu că am făcut un 2-2 pe Giulești și eu am fost unul dintre marcatori. Sper ca în meciul de sâmbătă să câștigăm și jucătorii să fie cei care se vor bucura la finalul meciului și suporterii rapidești. Cum e lotul? E totul în regulă? Toată lumea? Da, toată lumea este aptă. Sunt probleme doar cu Pancone și sper că apoi la meciul cu Steaua să fie apt și să poată să intre de pe bancă, pentru că am nevoie de el. Ai un mesaj pentru suporterii care vin la meci? Noi vom face tot posibilul să câștigăm acest meci. Știm că suntem spirit al Rapidului și cu ei împreună vom face tot posibilul să-l câștigăm.